Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Dacă aș putea, de Neluța Stăicuț. Dacă aș putea să dau tristețea acestui suflet neînțeles pentru un strop de fericire și o secundă de iubire. Dacă aș putea să uit durerea prin care am trecut mereu pentru o clipă de tandrețe și o clipă de mângâiere. Dacă aș putea să strâng toți anii în care am suferit enorm pentru o clipă de iubire și un număr pe care să plâng. Dacă aș putea să număr anii în care nu am suferit, pacea să o simt în suflet și armonia în privit, lacrimile de s-ar strânge, un ocean ele ar forma pentru o strângere de mână și o mângâiere pe fruntea mea. Dacă aș putea să număr de câte ori am glumit cu moartea pentru o zi din viața mea și pentru bucuria de a mai exista, atunci aș spune cu mare drag, Doamne, îți mulțumesc acum pentru toată viața mea. M-ai vegheat, m-ai ajutat, mi-ai fost sprijin și prieten când toți m-au abandonat. Tu ai fost al meu duhovnic, nu m-ai judecat, nici nu m-ai certat, nici nu m-ai hulit, nu m-ai părăsit. Ai fost acolo mereu, și la bine, și la greu, din necazuri tu m-ai scos, bucurie mi-ai adus. Acum mă înclin în fața ta, că poate am fost cândva și rea, sigur multe am greșit, însă nu m-ai părăsit. Mă închin și îți mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc, că e bună sau e rea, este doar din vina mea. Să fiți binecuvântați cu toate darurile de iubire ale bunului Dumnezeu. O seară plăcută!